După ce județul Mehedinți a fost lipsit de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19, în acest moment situația s-a înrăutățit. În ultimele 24 de ore, numărul îmbolnăvirilor cu tulpina Delta a crescut, iar 5 copii împreună cu mamele lor sunt internați la Spitalul Municipal din Orșova. Îmbolnăvirile cu COVID-19 au luat cu asalt și județul Mehedinți, iar printre acestea se numără și cazuri de infectare cu noua tulpină Delta. Situația este gravă, întrucât dacă înainte infectările cele mai frecvente erau în rândul bătrânilor și persoanelor cu diverse comorbidități, noul val de coronavirus atacă și în rândul celor cu vârste fragede. În acest moment, la Spitalul Municipal din Orșova sunt internați 5 copii infectați cu tulpina agresivă Delta. Nu este tocmai o situație plăcută, este o situație destul de urâtă la nivelul Spitalului Municipal Orșova din punct de vedere al infecției cu SARS-CoV-2, pentru că, din nefericire pentru noi și pentru aparținători, cazurile care cresc și vin la noi sau le depistăm noi sunt cazurile de copii și, bineînțeles, părinții dânșilor. Problema se pune așa că la ora când noi discutăm este o intensificare agresivă a infectării cu SARS-CoV-2 în rândul copiilor. Pot să vă spun că la noi avem, acum când discutăm, 5 cazuri, 5 copii, bineînțeles, cu mămicuțele lor, că sunt cu aparținătorii, trebuie să stea, că sunt foarte mici. Avem pacienți de 3 ani, de 5 ani, de 7 ani, de 10 ani și de 15 ani. Reprezentantul Spitalului Municipal din Orșova a declarat că această unitate medicală este pregătită pentru un nou val al pandemiei de COVID-19, atât din punct de vedere al dotării cu aparatură medicală, cât și al personalului. Noi avem alocați în primul val, în prima etapă a valului 4, avem alocate 5 paturi de pediatrie, deci sunt toate full. Sigur că am vorbit și cu secția de infecțioase din Severin și cu Spitalul Județean, prin excepție putem depăși numărul de 5 paturi pentru că suntem pregătiți cu încă 2 sau 3 paturi cel mult, după care, bineînțeles că deja și capacitatea noastră este depășită. De ce? Pentru că avem un singur medic pediatru, un medic specialist tânăr de extraordinar. Am cerut sprijinul Centrului Universitar din Timișoara, respectiv Spitalului lui Surcanu, Spital de Pediatrie din Timișoara, și ne-au ajutat și le mulțumesc din suflet pentru că ne-au dirijat un medic rezident de anul 5 către spitalul nostru începând de astăzi. Deci putem spune că ne-a învățat ceva valul 1, 2 și 3, să fim solidari și să fim un același corp comun, necontent de ce spital este vorba, Orșova, Severin sau Timișoara. Din fericire, cei infectați cu tulpina Delta și internații la Spitalul Municipal din Orșova nu prezintă forme grave de boală. Să știți că aici este o veste bună și pot spune că este minunat că este o stare ușoară, o stare care, de exemplu, la copiii care avem internați de 3 zile și de 4 zile nu s-a agravat situația. Dacă totul continuă, probabil că în câteva zile pot fi externați. La fel și ceilalți doi copii care au venit de 3 ani și de 7 ani ieri împreună cu mama lor, sunt într-o stare bună. Din păcate, mama astăzi trebuie să o trimite la o evaluare la infecțioase și au avut probleme, o afectare din cauza infecției cu SARS-CoV-2 azi noapte. Are și comorbidități și atunci asigur că lucrurile nu stau tocmai în regulă, dar vom vedea și după evaluarea pe care o să o facă secția de infecțioase a Spitalului Județean și a unui medic cardiolog, și le mulțumesc pentru sprijinul acordat celor de la Spitalul Județean și în deosebire de secție de infecțioase, pentru că, într-adevăr, colaborăm foarte bine în acest moment. Și la nivelul județului Mehedinți, numărul de cazuri de COVID-19 a crescut semnificativ. Dacă în ultimele luni nu a fost înregistrat niciun caz, astăzi au fost depistate 17 noi infectări în rândul mehedințenilor.